fiecare dată când sunteți la Iași, ne faceți să ne simțim onorați și mândri că ați inclus Școala Muzicală Iașeană în programul pe care Fundația Liman Bărănescu îl desfășoară. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru sprijinul necontenit în promovarea și dezvoltarea activității muzicale ieșene și din România. Este o onoare pentru noi, Colegiul Național de Art Octav Băncilă din Iași, să fim din nou gazdele acestui eveniment marcant, care, prin numele pe care îl poartă, Remember Enescu, omagiază în diverse forme personalitatea marelui compozitor, violonist, dirijor, pianist și pedagog, George Enescu, figura emblematică a culturii române. Este un lucru minunat ceea ce faceți. Concursul internațional de vioară, care a ajuns la cea de-a 15-a ediție în acest an, galele, recitalurile, cursurile de masterclass, concertele prin care mereu există oportunitatea de a descoperi și sprijini tinere talente care se dedică studiului muzicii, cărora le oferiți prin fundația pe care o reprezentați, Fundația Liman Bărănescu, posibilitatea perfecționării și specializării prin diferite burse în țară și în străinătate. Un singur cuvânt spus din suflet. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru sprijinul necontenit în promovarea și dezvoltarea activității muzicale din România. Multe, multe mulțumiri din suflet pentru această frumoasă și foarte, foarte călduroasă primire a Fundației Culturale Liman Bărănescu în cadrul Festivalului Național Liman Bărănescu. Întotdeauna venim cu tot dragul aici, la Iași, și am început să ne simțim așa de bine că ne pare rău că trebuie să plecăm așa de repede. Totuși, alte și alte prezențe ne așteaptă și ne cheamă în țară, în multe centre culturale și, sigur, în multe licee de muzică, licee de artă, școli de muzică. Am în gând și în suflet niște proiecte foarte frumoase pe care, dacă le vom putea realiza aici, la Iași, cu ajutorul doamnelor directoare și nu numai, dar și a profesorilor de aici, din Liceul de Artă, o să însemne foarte, foarte mult și pentru fundația noastră și o să însemne foarte mult și foarte bine și foarte frumos pentru ceea ce înseamnă această vibrație specială care ne leagă de orașul cultural Iași, de Liceul de Artă Octav Băncilă și de toate forțele artistice foarte tinere sau mai mature ale acestei minunate vin la maestrul George Enescu și la muzica maestrului, ce ar putea să fie mai frumos decât atât din partea unui violonist de 9 ani. M-a emoționat acest gând și sper că ea să fie valabil pentru toți cei care au fost la concurs și nu numai, pentru toți membrii fundației noastre. Pentru că, așa cum spunea maestrul George Enescu, muzica este dragoste și trebuie să rămână dragoste pentru totdeauna. Mulțumesc! Recitalul de astăzi este susținut de tineri, elevi și studenți de la Liceul de Muzică George Enescu din București, Liceul de Artă Octav Băncilă din București, Liceul de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț și Academia de Muzică George Enescu din Iași. Iată nume reprezentative ale instituțiilor culturale.
Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan, Universitatea Națională de Muzică, București. Mulțumiri pentru doamna profesoară, lector universitar, dr. Ioana Stănescu. De la Academia de Arte Georgenescu, Iași. Mulțumiri, felicitări domnului profesor Calistrat Catarciu, aici de noi. Noiu Pânzariu, tot pentru cei doi pianiști prezenți în recitare. Mulțumiri și felicitări doamnei profesoare Elena Botez Butnaru de la Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț. Mulțumiri și felicitări domnului profesor Valentin Petrescu, liceul Edgar Băncilă. Domnului profesor Cristi Lazăr,
pentru felul în care coordonează și sprijină și încurajează activitatea acestui bate de chitare, Conspirito, pe care am avut plăcerea să-l ascultăm și într-un concert la Berlin. Felicitări și mulțumiri doamnei profesoare, doctor, să spunem așa, titlul lector universitar, doctor Luminița Rotaru Constantinovici, de la Universitatea de Arte, Gătunescu Iași. De asemenea, mulțumiri pentru doamna conferențiar universitar doctor Mihaela Constantin, de la Universitatea de Arte, aici lângă noi, dar sigur, cu toată modestia, doamna profesoare, vă rugăm, vrem să vă felicităm și să și vă vedem puțin